Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou vlog pe canal. N-am mai filmat de săptămâna trecută pentru că am și o scuză. N-am mai fost nici la sală, nici de dietă n-am putut să mă țin pentru că am fost mega, mega bolnav. Am ajuns și în spital, efectiv. Am un munte de pastile în cameră. Uitați-vă o leac aici. Efectiv, am tot ce se poate. Asta le iau așa zilnic, cum ar veni. Noile mele suplimente. Da, și azi deja e luni, n-am mai fost la sală din marța trecută. Da, mă simt mai bine, așa că azi o să fie prima zi după o pauză destul de lungă. Nu știu când am mai luat atâta pauză la sală. Trebuie să-mi reintru în ritm, băieți. Așa că hai că vă iau cu mine, facem crema de orez. Trebuie să facem cea mai legendară cremă de orez și mergem, dăm piept, rupem pieptul ăla, băieți. Sunt aici cu Goofy. Ce faci, Goofy? Zici și tu salut la oameni. Vă salută și el. El nu-l iau la sală, dar o să merg cu el la cardio pentru că trebuie să fac și cardio. N-am făcut nici cardio, nici n-am mâncat corect. Vai de toată munca pe care am depus-o până acum. Sper că se vede bine. Luăm așa frumos. Oala avem nevoie de un blender cu o spatulă minunată. Luăm niște orez pentru că ăsta este ingredientul cheie pentru niște masă musculară potrivită, zic eu. Frumos. Cred că am pus cam mult, dar mergi. Frumos. Punem înapoi oala, foarte important, lăsăm curat, clean, lună. Luăm frumos banana. Avem aici proteina de la Vitabolic. Uitați să mă Vitabolic să mă sponsorizeze, dacă este foarte, foarte generos domnul Vitabolic. Nu merge cântarul, așa, și revine și el după o pauză. 40 de grame, frumos, băieți. Luăm și banana, o decojim, o rupem bucățele. Așa, totul este bine. Închidem capacul și urmează să blenduim toată treaba de aici. Ok, am terminat crema de orez, o punem la rece. Și vreau să vă zic, băieți, că urmează vlogul super șmecheri. Săptămâna asta trebuie să filmez. N-am filmat deloc săptămâna trecută, așa că săptămâna asta vreau să fiu foarte, foarte productiv. Filmăm, nu știu, plănuiesc așa vreo 3 episoade pe canal săptămâna asta, cel puțin. Mai ales că nici nu merg la școală, trebuie să pot să le filmez. Eu îmi pun camera un pic la încărcat, că nu prea mai am baterii și trebuie să filmez la sală și revenim probabil de pe drum. Security dog. De la securitate acest cățel. Ia uitați-l. Ce față are. Ce face? Unde ești? Hai că acum am ieșit din casă. Hai că eu acum nu știu ce. Ah, ok, top, pa. Ha, pa. Aici avem ultima serie, l-am împins în înclinat. N-am mai făcut de mult aici la convențional, de cum ar veni, am făcut numai la Smith. Mi-am pus, cât mi-am pus? Una de 2,5, 20, cu 40, cât vine? Cât vine aici? 85 de kg. 85 de kg, un rest pot consider. Can I
shooting star. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Am dat și prima serie de lucruri, cam greu. Cam greu. Am sus ca la următoarea. Ce? Auzi-mă să ridic. Ha, hai. 3, 2, 1, 5. Yeah, yeah, shoot, shoot. Yeah, yeah, shoot, shoot. Yeah, yeah. Acum antrenamentul merge excepțional, având în vedere că am fost mort. Dar să vă spun sincer, să vă mărturisesc, am băgat pe săptămână niște prostii, niște corner cu ciocolată, niște alea, dar reparăm noi. De azi nimic, cardio frumos, avem umeri și gata, ne ducem și noi. Eu mă duc la cardio, adică. I said I'm moving too far. Bun, băieți, am terminat antrenamentul, n-am mai filmat cum am dat și umeri și triceps, dar am venit aici la cardio cu omul nostru Darius. Am venit aici și o să dăm jos ce am pus săptămâna asta de mâncat prostii. Ce părere ai, Darius? Cum a fost antrenamentul ăsta? A fost un antrenament bun, puțin ego lifting, dar n-ai să faci. Când te antrenezi cu ăștia mari, trebuie să prinzi din urmă, mă înțelegi? Da, chiar am avut o forță super mare în antrenamentul ăsta, nu știu dacă e ca mâncat prostii. Probabil de aia, dar sincer mă simt mult, mult, mult mai bine după ce am luat-o câteva zile pauză, gen, nu știu, ori și-o reveni, sistemul nervos central, abar n-am. De acum urmează vloguri în fiecare zi, că trebuie să, n-am mai postat de bun și trebuie să postăm. Gata, băieți, cam întuneric, nu știu dacă ne vedem. Salută și tu aici lumea. Băgăm. Salut. Masa post, teritoriul meu. Masa post. Ei, nu dai. Și ne-am întâlnit. Am fost bolnav. Salut aici pe vlog. Aici a poftu bun la băieți. Noi ne băgăm antrenamentul, băieți, o terminat spore. Mâncăm acum și cred că cam asta e pe vlogul de azi. O să urmezi vloguri, deci stați atenți. Săptămâna asta vă bombardăm cu vloguri șmecherii. Asta a fost așa, din călziri. Să vă obișnuiți cu treaba, dar vine nebunii. Deci cam asta e pe vlog de azi. Pa, pa, băieți.